Anglia face pasul mult așteptat de britanici, se redeschide. Deși parțial, este un pas major după ce coronavirusul a ținut țara în lockdown câteva luni. Campania de vaccinare, care s-a dovedit a fi un succes alături de scăderea substanțială a cazurilor COVID-19, aduce ușor revenirea la normalitate. Nu cred că îl vei vedea pe Boris Johnson la o bere pe terasă din cauza doliului național. Însă, cu siguranță, londonezii abia așteaptă să se bucure de libertate. Azi, pub-urile, restaurantele, saloanele, sălile de sport și magazinele se vor redeschide. Every time we've had a lockdown and we've had an easing of lockdown, what we've seen is restaurants full, shops full, queues to get in, people wanting to come out, connect with each other at a very, very human level, but also experience the best of London. Să știi că sunt și antreprenori sceptici. Melvin Taylor crede că va trece ceva timp până când inima capitalei va prinde viață. The Waldorf and the Savoy, they're not opening until the 17th of May. Yeah. So if there's nobody staying here and there's certainly no theatres, I think it's going to take a lot longer than people realise to recover, especially in central London. Look at the streets here, it's empty. In Manchester, proprietarii de baruri își pregătesc terasele. Yeah, I mean, even with social distancing out here, we are blessed with quite a large space, but we are still only able to operate at a fifth of our capacity. Elsewhere on the high street, there are pubs that aren't blessed with any outdoor areas. Boris Johnson a propus încă din luna ianuarie o strategie în patru etape pentru a scăpa de lockdown, iar prima etapă a început.